Bună, dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi prezenta 10 ținute de iarnă sau 10 ținute pentru sezonul rece. E o idee de video care vine atunci când nu prea mai ai ce să postezi. Deci, da, luați-o ca atare, sper să vă inspire ținutele. Pe cine păcălesc, n-o să inspire pe nimeni. Dar o să vi le prezint, o să încep cu ținuta pe care o am pe mine. Deci ținute de iarnă, da? Deci de zăpadă, nu de ce vedeți aici, pentru că noi nu avem zăpadă, dar totuși e frig, e destul de frig. Ținuta pe care o am pe mine este una foarte comodă. Pantalonii sunt albi, într-adevăr, sunt din Pepco. Bluza este de la Half is Free, Andreea Esca. Jacheta asta de blană artificială este din Zara, nu, din Bershka. Și cam atât. Și botinele care sunt din Zara. Cam asta este ținuta, este una simplă. Eu zic că este ușor accesibilă și merge, după părerea mea, albul cu acest gri deschis, care este de fapt spre un albastru, un gri bleomareno deschis. Am inventat o nouă culoare. Yeah! E foarte comodă. Bineînțeles că e indicată la o ieșire în oraș cu fetele, într-o zonă în care să nu te murdărești, adică să nu fie noroi. Așa cum e la noi acum, nu prea e ok. Dar cum sunt eu în parc, merge. Sper că vă place. Haideți să vedem următoarea ținută. O ținută foarte casual, după cum bine vedeți, pe care poți să o iei atunci când te strigă cineva la poartă și trebuie să ieși. E comodă, cu niște colanți pe care i-am luat din bazar, OGG-uri pe care le-am primit, nu știu de unde sunt, o bluză din Terra Nova și vesta, cred că este tot din bazar, este foarte călduroasă, dar bineînțeles că trebuie să fie o vreme așa mai călduță, că na, ți-e frig doar cu vestă. Următoarea ținută este una foarte... care mă descrie foarte bine pe mine, aș zice, un palton albastru aprins, niște blugi simpli pe care i-am luat din Pepco, paltonul este din bazar, iar bluza este aceeași, nimic mai mult, nimic mai puțin, eu zic că este ok. Așa arată paltonul din spate, se potrivește foarte bine cu blugii, acum văd pe cameră că se potrivesc așa nuanțele și arată bine tot albastru ăsta, zici că s-o bulină albastră. Dar haideți să vedem următoarea ținută, care este, bineînțeles, blănița mea din Pepco, combinată cu niște pantaloni negri, simpli, care seamănă cu colanți, dar nu sunt colanți. Așa arată haina. Pe dedesubt am un tricou luat peste o maletă, așa obișnuiesc eu să-l mai iau, un tricou roz, roz pudrat așa, la fel ca blănița. Blănița aș zice că este ca un fel de bluză de training, numai că este îmblănită, este foarte comodă și nu știu cât se vede, nu mi-am dat seama că nu se văd încălțările, dar aveam o pereche de cizme, fără toc. Următoarea ținută este una așa mai subțirică, ar trebui să fie mai cald afară ca să pot să o port, dar în general merg cu ea la biserică destul de des, este vorba despre un sarafan galben luat peste o cămașă cu mânecă 3 sferturi. Cămașa este un pic cam strâmtă pe mine. Mie, într-adevăr, îmi plac cămașile care stau, se așează bine, dar asta parcă este un pic prea strâmtă. Cred că am exagerat puțin. Pantalonii sunt aceiași pantaloni negri pe care i-am avut în ținuta anterioară și cu aceleași cizme fără toc. Următoarea ținută este all black. În totalitate neagră. Sunt niște pantaloni de aceea din piele, care sunt ceva mai bunicei decât ce găsim în general pe internet.
O blăniță care este cu mânecă 3 sferturi, deci a trebuit să o iau peste o bluză neagră, musai. Mi se pare că doar asta se potrivește, doar o bluză neagră se potrivește cu această blăniță. Și pe dedesubt am o bluză neagră simplă cu niște detalii în zona de sus, niște briz-brizuri de acelea care se mai duc la spălat, din păcate. Dar cam așa arată. În picioare cred că aveam aceleași botine pe care le-am avut în ținuta de la început. Și cam aceasta este ținuta, nu mai știu ce număr este. Dar haideți să vedem următoarea ținută, care este una foarte simplă, foarte naturală, ca să zic așa, un fâș gros pentru vremurile mai reci, galben și cu acea blăniță la gât, acel guler. Are și glugă în spate, se poate prinde așa, arată destul de ciudățel, așa un guleran ditabai. Dar la mânece are acel detaliu care poți să pui pe degetul mare și să-ți țină cât de cât cald, dacă nu vrei să porți mânuși. Pe dedesubt am aceeași bluză neagră luată cu un cardigan și niște blugi negri. Cardiganul este un vișiniu, cred că vi l-am mai arătat într-un video. Are acele detalii în zona de jos, eu am zis că este puțin prea chicios, dar mi se pare că merge bine vișiniu cu albastru ăsta, cu albastru, doamne, cu galbenul ăsta muștar al fâșului. Așa arată detaliile de pe cardigan și oricum e destul de frig. A, nu, în picioare aveam OGG-uri, nu aveam botine, OGG-uri aveam în picioare. Da, și să vedem cum arată următoarea ținută. O ținută la fel simplă, care mă descrie foarte bine. Un fâș negru, mi-era cam frig. Un fâș negru simplu, care este mai pe corp și îmi place tare, tare mult, ține și foarte cald și arată așa ca o geacă, dar credeți-mă, e destul de călduros, are și blăniță pe dedesubt. Cu o bluză albastră simplă, fâșul are și glugă în spate, mă rog, logică în spate, că nu poate să fie gluga în față. Aceleași cizme și niște colanți mai groși, care sunt un bleu marin, se potrivesc cu bluza foarte bine. Mi se pare că merge combinația aceasta. O să observați că eu port pantaloni destul de comozi. Și cam asta este. Sper că vă place. Haideți să vedem următoarea ținută, care este una all green. Tot verde, așa, un verde de ăla de brad. Verde mai închis, mai pudrat, aș zice. Deci am o fustă verde, o fustă de aceea cu pliuri, care se rotește foarte bine. Pe dedesubt am niște ciorapi și botine. Iar în zona de sus am o bluză verde, foarte călduroasă și fâșul clasic. Așa obișnuiesc să merg la biserică, îmi place tare mult ținuta, este foarte comodă și da, bine, poate e prea mult verde, acum îmi dau seama că bă, am exagerat, e prea mult verde, dar eu zic că merge bine și arată bine. Fâșul este destul de pe corp, gluga îmi place că nu este mare și lăbărțată, este așa foarte simplă și foarte strânsă și arată bine. Următoarea ținută și ultima este formată dintr-o fustă portocalie, așa mai aprinsă, și o blăniță neagră pe care știți că am luat-o din Pepco. Fusta este din Terra Nova, iar pe dedesubt am o cămașă care este din Zara, o cămașă verde. Nu știu ce m-a apucat pe mine să fac această combinație, dar nu știu, în opinia mea se potrivește. Arată bine, zici că-s pomul de Crăciun, adică mă pot pune în brad foarte ușor. Iar în picioare aveam niște cizme lungi. Gata, dragilor, am terminat prezentarea celor 10 ținute. Cam astea au fost. Eu chiar așa mă voi duce îmbrăcată să mă întâlnesc cu o colegă și să ieșim la un suc. Și cam asta a fost pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like, să vă abonați la canal, iar până când ne vedem data viitoare, kisses! Hai că am plecat, că sunt pe grabă!